Amin, amin. Dragi surori, iubită Biserică Betesda, stimați oaspeți ai casei Domnului, vă salutăm cu drag în numele Domnului Iisus Hristos și vă invităm să deschidem Sfânta Scriptură, cei care o avem la noi, la citirea care va avea loc din prima epistolă sobornicească a Apostolului Ioan, capitolul 4, de la versetul 7, finalul capitolului, versetul 21. 1 Ioan, capitolul 4, de la versetul 7, să ascultăm cu atenție acest cuvânt inspirat de Duhul lui Dumnezeu, scris prin Apostolul Ioan, numit și Apostolul Iubirii. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Amin. Minunat este Domnul nostru Iisus Hristos. Este de nedescris și de necuprins. Dar îi mulțumim pentru ceea ce ni s-a descoperit până aici și privim înainte la o descoperire deplină a sa atunci când se va arăta în glorie. Dragi frați și surori, doresc cu ajutorul Domnului să privim în cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit în dimineața aceasta din 1 Ioan, capitolul 4, de la versetul 7 până la final, versetul 21. Și citirea noastră a început cu aceste cuvinte. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu.
Și apoi versetul 16 și spune, și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. În dragoste, versetul 18, nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Amin. În selectarea acestui text biblic, probabil că a fost unul dintre textele la care am meditat, nu la textul în sine, ci la alegerea textului cu rugăciune. Au fost alte texte care au venit în mintea mea, în duhul meu, înainte de a pune acest text pentru dimineața aceasta. După rugăciune și stare înaintea Domnului, am simțit, cred, călăuzirea din partea Domnului de a avea acest text biblic pentru ultima ocazie pe care o avem în anul 2022 de a sta la masa Domnului. Vom avea ocazie să mai fim împreună, să ne întâlnim, să ne rugăm, să cântăm, să lăudăm pe Domnul, să ne bucurăm de părtășia cu Domnul și unii cu alții, dar conform la ceea ce noi avem ca și structură, aceasta este ultima ocazie pe care o avem de a sta la masa Domnului, de a fi împreună cu Domnul și unii cu alții la masa sa. De asemenea, anul acesta 2022, așa cum puteți să vedeți scris în partea dumneavoastră dreaptă, se numește anul uceniciei, the year of discipleship. Și de-a lungul anului am avut mesaje, frații care au predicat, care au slujit în direcția aceasta, arătând ce înseamnă a fi ucenic, arătând cerințe ale uceniciei, arătând responsabilități și multe alte aspecte legate de viața noastră de credință ca și ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus a petrecut cu ucenicii săi în activitatea sa publică peste 3 ani, în care i-a învățat multe lucruri pe ucenicii care erau cu el, pe cei 12, au fost un grup de 70, la un moment dat l-au părăsit, au fost mulțimile care îl urmau pe Domnul Iisus Hristos, mai mult sau mai puțin, pe termen mai lung sau mai scurt, însă au fost cei 12 cu care Domnul Iisus Hristos a împărtășit, așa cum ne este descris în cele 4 evanghelii, învățături, le-a arătat modul de lucrare, i-a trimis pe ei apoi la un moment dat ca să slujească, împuternicindu-i pentru lucrările care erau înaintea lor și care trebuiau făcute de către ei. Însă dacă citim cu atenție, în special în scrierile ioanine, adică ale evanghelistului și apostolului Ioan, vom putea să observăm că Domnul Iisus Hristos încheie, aș putea să spun, lista de învățături și alte lecții pe care Domnul Iisus le oferă ucenicilor printr-un exemplu personal de slujire, de trăire și prin ceea ce în capitolul 15, dar și în 13, și în 14, și în 15 dezvoltă puțin mai mult în Evanghelia după Ioan, ceea ce eu consider că ar fi climaxul, ar fi culmea, ar fi ceea ce așteaptă Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, de la ucenicii săi, ca să reflecte cât mai exact și cât mai bine, cât mai clar ce înseamnă a fi un ucenic al Domnului Iisus Hristos.
Și aceasta nu sunt minunile, deși avem nevoie de minuni, avem nevoie de lucrări supranaturale, avem nevoie de intervenții ale lui Dumnezeu și ne rugăm pentru ele și credem că Dumnezeu lucrează și El este același ieri, azi și în veci. Dar nu sunt minunile ca și semne pe care El le conferă ucenicilor Săi. Acum, dumneavoastră ați putea să spunem, da, dar uite în Marcu 16 spune, iată semnele celor care vor însoți pe cei care cred și este adevărat. Dar acel pasaj este biblic, îl credem și nu-l scoatem afară, deși unii îl scot afară în anumite traduceri, dacă nu greșesc chiar și NIV, New International Version, nici nu știu dacă are pasajul respectiv sau l-are sub formă de paranteză, așa cum îl avem noi în limba română. Însă aceasta este o zicere a Domnului Iisus Hristos oarecum largă, extinsă la toți cei care cred. Pentru cei care sunt ucenicii Lui și care au umblat cu El și care au trăit cu El și care au slujit cu El și care L-au văzut pe El și L-au urmat îndeaproape pe El, semnul uceniciei nu este, aș putea să spun, performanța pe care o face cineva, deși performanța este importantă, ci este relația. Și aceasta este dragostea, dragostea. Dragostea este elementul suprem și sublim în același timp, care reflectă, care descoperă, așa cum spune aici, care revelează, într-un termen mai actual, cine ești, cine sunt și cine suntem, ca și grup, ca și comunitate. Este dragostea. Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor în Ioan 13 să vă iubiți unii pe alții. Și exemplu de iubire spune să vă iubiți unii pe alții după cum v-am iubit eu. Exemplul suprem și modelul pe care Dumnezeu îl prezintă pentru noi oamenii în trăirea noastră și în viața noastră este Domnul Iisus Hristos. Însă exemplul suprem de culme al modelului cristic, al modelului Domnului Iisus Hristos este crucea. Nimic nu poate trece dincolo de acest element care descopere iubirea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Este frumoasă sărbătoarea nașterii și în curând o să o avem, să o să celebrăm. Din păcate s-a comercializat foarte mult. Dar dacă era doar nașterea, era o bucurie de moment. Crucea e ceea ce Apostolul Pavel scria, nebunia propovăduirii crucii este înțelepciunea lui Dumnezeu. Slăbiciunea propovăduirii crucii este puterea lui Dumnezeu, este iubirea lui Dumnezeu. Spunea și scria Apostolul Ioan aici, dragostea lui Dumnezeu s-a arătat față de noi, versetul 9, prin faptul că Dumnezeu a trimis pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și această dragoste a lui Dumnezeu, ea s-a arătat față de noi prin faptul că Iisus Hristos, versetul 10, în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Cu durere trebuie să spun lucrul acesta și n-am de ales decât a-l spune. Că în ultima perioadă, în biserica creștină, elementul dragostei este tot mai puțin arătat. Este tot mai puțin exprimat. Și cred că acesta este unul dintre elementele pentru care biserica are un asemenea impact minim. Pentru că însuși Domnul Iisus Hristos a spus
Lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei, nu prin minunile care le veți face, nici prin oratoria pe care o veți arăta, nu prin muzica pe care o veți exprima, nu prin talentele pe care le veți arăta, ci prin felul cum vă veți iubi. Prin felul cum vă veți iubi. Dacă vă veți iubi, lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei. Dacă nu vă veți iubi, veți fi o sectă, veți fi un grup, veți fi un club, veți fi o asociație de prieteni, de neamuri sau de orice altceva. Mă rog, pentru mine, în primul rând, și poate sunt egoist, și apoi mă rog pentru Biserica Bethesda, ca să reflectăm aici unde Domnul ne-a așezat acest model cristic al iubirii. Al iubirii. Dumnezeu este dragoste. Atenție, însă, dragostea nu este Dumnezeu. Sunt trei feluri în care evanghelistul și apostolul Ioan îl prezintă pe Dumnezeu. În esența sa, în caracterul său și în natura sa, dacă vreți. Unu, în esența sa Dumnezeu este Duh, este Spirit. Și oricine se închină lui trebuie să-i se închine în Duh. De aceea închinarea trebuie să aibă o natură duhovnicească, spirituală, dincolo de elementele exterioare. Ea este în Duh, este în conștiință, este în cuget, este în Spirit, pentru că Dumnezeu este Spirit. Al doilea mod în care este prezentat Dumnezeu este, de către Ioan, Dumnezeu este lumină. Și atunci când se vorbește de Dumnezeu este lumină, arată sfințenia sa, caracterul său. Astfel, Dumnezeu se descopere în sfințenia sa, începând din grădina Edenului și în continuare de-a lungul istoriei umane. Și vom vedea cum sfințenia lui Dumnezeu, aș putea să spun, în el toate, și aici intră adevărul, dreptatea. Aceasta este ceea ce reglează, dacă vreți, relația lui Dumnezeu cu oamenii și cu natura, cu universul. Și apoi, despre natura lui Dumnezeu, el este dragoste. Însă această dragoste a lui Dumnezeu este, dacă vreți, ea e nemărginită, dar e delimitată în ceea ce înseamnă sfințenia lui Dumnezeu. La început, Dumnezeu era în părtășie cu omul, în comuniune cu omul, în grădina Edenului. Citiți în Geneza 3, cum în fiecare dimineață era prezența lui Dumnezeu, omul se bucura de prezența lui Dumnezeu. Omul însă a păcătuit și datorită sfințeniei sale, Dumnezeu n-a mai putut să fie în părtășie cu omul. Însă datorită naturii sale, Dumnezeu i-a creat omului un mijloc prin care să fie răscumpărat, să fie reașezat. Acea îmbrăcăminte care i-a creat-o omului, care vorbește de mai târziu îmbrăcați în Hristos. În cartea Genesa, apoi în continuare, se vorbește despre faptul că oamenii au umblat cu Dumnezeu, adică Dumnezeu era alături de ei.
Enoch a umblat cu Dumnezeu, Noe a umblat cu Dumnezeu, Avram a umblat cu Dumnezeu. În cartea Exodul, Dumnezeu pregătește mai mult decât această umblare individuală. În cartea Exodul, Dumnezeu spune, eu vreau să locuiesc în mijlocul vostru, să locuiesc între voi. El își manifestă prezența sa, în sfințenia sa, într-o așa manieră încât oamenii se sperie, se umple de frică. Dar de asemenea le spune să creeze acel cort, numit cort al întâlnirii, the tabernacle. Și zice, acolo, cortul îl spuneți în centru. Și acolo eu mă voi prezenta la voi, în cort. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a fost cu ei în cort, în mijlocul lor. Când se ridica Dumnezeu, se ridicau și ei și plecau. Când se oprea gloria lui Dumnezeu, se opreau și ei. Și era această armonie, această concordanță, această cadență în umblarea lui Dumnezeu cu oamenii, cu Israel, sau a lui Israel cu Dumnezeu. Însă se întâmplă ceva din nou. Ei nu ascultă, cad în adulter spiritual, în idolatrie și în alte lucruri. Și Dumnezeu din nou îi lasă. Și veți vedea în cartea Judecătorii cum se repetă astfel ciclu. Însă inima lui Dumnezeu, așa cum exprimă la un moment dat, era plină de durere pentru poporul său. Agoniza în iubire pentru poporul său. Și prin David și apoi prin Solomon restaurează din nou acest gând al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Prin construirea templului și apoi prin ceea ce se numește Sfânta Sfintelor. Și lucrul acesta merge pentru câteva sute de ani și încheie profetul Ezechiel, care era un profet al exilului, prinde robia babiloniană și se încheie această carte cu aceste cuvinte: Domnul nu este aici. Dumnezeu, nu El s-a îndepărtat, ci poporul s-a îndepărtat atât de mult încât prezența lui Dumnezeu n-a mai putut să fie manifestată acolo. Și urmează o perioadă de întuneric, Dark Ages. Ritualurile continuă într-o formă sau alta. Așa cum am fi noi, de exemplu, noi continuăm cu ritualurile noastre, venim la 9 și un sfert, un frate dă un îndemn de rugăciune, noi ne rugăm, pe urmă vine grupul de laudă, cântă două cântări, apoi câteva anunțuri, un welcome, apoi cântă corul, apoi urmează predica, apoi iar alte cântări și apoi iar altă rugăciune și cântă bandul și noi urmăm ciclu, că l-am stabilit noi. Unii se supără uneori că e prea lung, alții se bucură că e prea scurt și așa mai departe. Dar nu aceasta e dorința lui Dumnezeu pentru tine, pentru mine, pentru noi ca biserică. Ci dorința lui Dumnezeu, și El a făcut tot posibilul pentru aceasta, este la prima fază de a fi în mijlocul nostru. În ceea ce noi numim aceste elemente ale cinei. Noi spunem că este masa Domnului și este prezența Domnului și credem lucrul acesta. Însă e mai mult decât atât. Vine un moment în istorie și ne spune Ioan, când El, Dumnezeul om, a venit la-i săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu, născut nu din carne, nu din sânge, nu din voia firii vreunui om, ci născut din Dumnezeu.
Și cuvântul, acest logos divin, s-a făcut trup. Și a cartiruit, a locuit printre noi, plin de har și plin de adevăr. Și noi am privit la El ca la unul în care era slava singurului născut din Tatăl. Și apoi El continuă, El este cu ei, El este între ei. El moare pe cruce. Și înainte de a muri pe cruce, avem în Ioan, mă întorc la Ioan 14, eu n-am să vă las orfani, eu am să plec, dar am să vă trimit un alt mângâietor care, într-un fel, va face mai mult decât am făcut eu fiind cu voi. Acest alt mângâietor de aceeași natură cu mine, numit Duhul Adevărului, Mângâietorul, Paracletul, El va fi cu voi, va fi în mijlocul vostru, va fi între voi, se va manifesta între voi, dar mai mult decât atât, El va fi în voi. El va fi în voi, El va fi în tine și în mine, spunea la viitor atunci. Și apoi în fapte 1 cu 8 spune, El va veni peste voi și vă va îmbrăca cu putere. Și în această dimineață, cine ar putea să spună, este doar partea de introducere din predică, când timpul s-a scurs. Manifestarea prezenței lui Dumnezeu în tine și în mine, în noi, și o comuniune a Lui cu noi nu poate să fie decât în exprimarea iubirii. Astfel, iubirea în această dimineață, și acesta este, ar fi titlul de predică, iubirea, o poruncă, un privilegiu, o plăcere. Iubirea lui Dumnezeu sau cerința iubirii lui Dumnezeu și a iubirii noastre unii față de alții este o poruncă, în primul rând. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții. Aceasta este porunca lui Dumnezeu. Dacă nu-L iubești pe fratele, și dacă nu iubești pe sora în Hristos, ca să fiu clar în ceea ce vorbesc, scrie Biblia, nu-L cunoști pe Dumnezeu și Dumnezeu nu este în tine. Astea-s cuvinte mari, astea-s cuvinte puternice. Cum adică? Se poate întâmpla lucrul acesta? Este posibil așa ceva? Păi eu sunt creștin. Eu m-am născut creștin. Eu m-am botezat să fiu creștin. Eu sunt membru într-o biserică. Ce este creștină? Eu sunt creștin. Pot să fii nominal. Sunt milioane. Nu despre aceasta este vorba. Este vorba despre viața de ucenicie. Este vorba despre viața de reflectare a chipului lui Hristos. Și Domnul Iisus Hristos spunea ucenicilor în Ioan, vă dau o poruncă nouă. De fapt, nu este o poruncă nouă, spunea El apoi. Să vă iubiți unii pe alții. Când îl iubești pe cineva, nu-l vorbești de rău. Când îl iubești pe cineva, nu-l invidiezi.
Când îl iubești pe cineva, nu îl bârfești. Când îl iubești pe cineva, nu îl ataci la spate. Când îl iubești pe cineva, nu îl terfelești în noroi. Că Duhul lui Dumnezeu nu te lasă dacă este în tine. Dar dacă nu este, le faci toate acestea. Și nu numai că le faci, găsești plăcere în a le face. Te bucuri că poți să le faci. Și faptul că nu vezi nimic că ți se întâmplă rău, crezi că Dumnezeu e cu tine. Și Biblia spune clar, nu este cu tine, nu este cu mine. În această dimineață suntem chemați să reflectăm, să ne facem o introspecție a noastră personală. Nu cât de mult talent avem, nu cât e de mare contul la bancă, deși ar fi bine să fie cât de mare, sau casa, sau mașina. Nu cât de multe daruri poți să spui că ai, ci cât de multă dragoste. Pentru că dragostea este termometrul prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Azi noapte am ieșit, cum se mai întâmplă uneori, zice că la o anumită vârstă dorm de mai multe ori pe noapte și totul era fain. Însă acum dimineața soția s-a trezit înaintea mea și era rece. Și de câteva zile face furnisul figurile acestea și mulțumesc lui Deni că ne-a ajutat, dar din nou în dimineața aceasta a coborât sub temperatura care era pusă. Și când m-am trezit mai târziu, m-am uitat la e-mail, am primit și un e-mail de la Consumers Energy, vezi că furnisul e on, dar temperatura a coborât sub nivel. Toate erau acolo, curentul electric era acolo, era termostatul funcțional, era gazul, toate era. Ce lipsea? Lipsea o scânteie care să le aprindă. Și soția a devenit specialist, a mers, a bătut acolo, nu știu ce, și la urmă a pornit, s-a avut căldură. Dacă te uitai la furnis, dacă te uitai la echipament, dacă te uitai la sistem, totul era acolo, totul era la loc, însă lipsea ceva. Așa sunt creștini mulți astăzi. Te uiți la ei, totul arată fain, totul arată perfect, totul arată bine, dar e ceva. Și acest ceva dă gustul, acest ceva creează acea atmosferă binecuvântată a prezenței lui Dumnezeu și acest ceva este dragostea, este iubirea, care este o poruncă. În al doilea rând este un privilegiu și în 2-3 minute închei. Știți care este privilegiu? Este privilegiu că am fost eu iubit întâi și apoi o exprim dragostea. Știți că se spune că doar ceea ce ai experimentat tu poți să dai mai departe. Se mai întâmplă, ne rugăm să nu se întâmple, dar sunt mame care au pierdut copilașul, nu? Dacă vorbesc eu cu astfel de mamă, prea puține nu pot să spun, nu înțeleg. Dacă vorbește chiar soția mea, poate să exprime mai mult, pentru că a dat naștere la 3 copii. Dar dacă merge o soră care și a trecut prin experiențele acelea și spune, uite, așa am trăit și eu și ăstea au fost ceea ce m-a caracterizat pe mine și ce am simțit eu, este o conexie mult mai mare. Așa este în exprimarea iubirii. Și din partea lui Dumnezeu, sursa de iubire, ea este desăvârșită, ea este completă și nu este nicio reținere. Reținerea este la mine și la dumneata. Eu am
mâna pe robinet, dacă vreți, pe întrerupător, cât de mult permit aceste iubiri divine să inunde ființa mea, să copleșească ființa mea, să pătrundă înăuntru meu, sau vreau numai așa să picure, când am nevoie. Și cum n-am nevoie, cum o închid? Că mă încred în mine, în puterea mea, în ambițiile mele, în resursele mele. Este un privilegiu să iubești, pentru că iubind, asta înseamnă că ai gustat iubirea lui Dumnezeu. Ai gustat acea dulceață harică a iubirii divine în viața ta și poți să o exprimi mai departe. Și prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Prin ce? Pentru că ați gustat iubirea mea și acum o dați mai departe. Nu dai iubirea ta sau iubirea mea, care este una efemeră, care este una limitată, care este una egoistă, interesată de ceva în spate, ci e iubirea cristică care se dăruiește până la jertfă. Și această manifestare a iubirii devine o plăcere în viața ta. Ea izgonește frica din viața ta, te bucuri în ea, ești vesel, ești bine dispus. În mijlocul necazului tău poți să lauzi pe Domnul, pentru că acea dragoste din El cuprinde ființa ta. Și în final, această iubire te conduce la perfecțiune, te desăvârșește și mă desăvârșește. Fiți și voi dar desăvârșiți, spunea Domnul Iisus ucenicilor în Matei 5, cu 48, după cum și Tatăl vostru este desăvârșit. Și această desăvârșire nu se poate face într-un nici alt mod decât în iubire. Nu poate fi în cunoștință, nu poate fi în putere, nu poate fi în prezență. Singurul care este atot cunoscător, atot prezent și atot puternic este Dumnezeu. Dar se poate exprima în dragoste. Și această dragoste e un proces în care crești. Ascultam aseară pe cineva, de cât timp, la nu știu cât e de creștin sau de nu e creștin, cred că este un creștin într-un anumit fel, conservator, și spunea, nu te compara cu alții. Era una din regulile de viață pe care el le enunța. Și a spus, compară-te cu tine astăzi cu cel care ai fost ieri. Vezi ieri cât ai iubit, azi iubește un pic mai mult. Vezi ieri cât ai răbdat, azi rabdă un pic mai mult. Vezi ieri cât ai ajutat, azi ajută un pic mai mult. Ieri cât ai fost de harnic, azi fii puțin mai harnic. Ieri cât ai citit Scriptura, azi citește un pic mai mult. Ieri cât te-ai rugat, astăzi rogă-te un pic mai mult. Compară-te tu astăzi cu cel de ieri. Și în felul acesta vei vedea creșterea ta și te vei bucura. Și nimeni nu-ți va putea pune limite decât tu însuți. Doamne, umple-ne cu iubire pe noi. Avem cântarea, umple-ne cu Duh pe noi. Dar aș vrea să înlocuiesc, umple-ne cu iubire pe noi. Pentru că Dumnezeu, Iisus și Duhul Sfânt este dragoste. Și acolo unde este dragoste, este Dumnezeu. Și oamenii care iubesc în felul acesta, mărturisesc că îl cunosc pe Dumnezeu și aparțin lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Amin.